Rugăciunea, Părinte. Rugăciunea este de fapt totul. Rugăciunea este inima ta în inima lui Dumnezeu. Fără educația aceasta a prezenții inimii tale lui Dumnezeu, indiferent ce vorbești, rugăciunea este o tăcere adâncă și o stare dincolo de închipuire omenească. O stare de vorbă cu Dumnezeu, dar nu cu vorbe omenești. Te depășește cu totul, rugăciunea e necesară, rugăciunea este viața noastră. Am coborât puțin. Poate să o dobândească omul fără să aibă un părinte duhovnicesc? Absolut. Eu întrebam pe mama mea când dădea oaia din picior, înainte de culcare, de ce dă din picior? Zice, să închină mamă, zice. Știți, și eu, mama, să zic că eu de ce să nu mă închin? E Dumnezeu, domnule Sorin, a făcut Dumnezeu singur numai pentru Dumnezeu. Și nu putea să nu ne înzestreze cu ceva ca să ținem legătura cu Dumnezeu. Rugăciunea nu este numai a vorbi. Rugăciunea este ceva permanent. Mă cheamă așa și mă cheamă mereu așa. Și pe trotuar și în pădure, tot așa mă cheamă cum mă cheamă. Deci mă cheamă creștinul cu tare. Sigur că în cisor și în astea se adâncesc. Că v-am spus, ghimpele nu iese și trebuie să-l scoți și dai cu ce decât cu ajutorul Dumnezeu. Asta e instrumentul.